Iată citatele pe care am vrut să vi le prezint din Dumitru Stăniloae. Articolul este tipărit în martie 1938 și este o pledoarie extrem de pasională, extrem de energică, extrem de viguroasă în favoarea înțelegerii corecte a sensului istoriei. Vocația istoriei, mi-aș permite să adaug, nu este apanajul celor mulți. Virtuțile creștine pot fi apanajul celor mulți. Însă asumarea destinelor colective niciodată nu a fost preocuparea unei mase. Asumarea destinelor colective presupune depășirea egoismelor personale și de familie. Nu ignorarea intereselor personale, nu ignorarea intereselor de familie, nu ignorarea intereselor profesionale, nu ignorarea părții materiale a vieții, ci depășirea lor prin interesul și efortul pentru binele comun. Iată această extraordinară preocupare pentru hotărâre, pentru capacitatea de a lua decizii, pentru necesitatea de a face un efort personal pentru lărgirea spațiului binelui, este caracteristica fundamentală a omului în istorie. Nouă ne place să ne raportăm la istorie și este bine că am păstrat acest fior extrem de admirabil în raport cu înaintașii noștri și deseori când privim la figurile înaintașilor, la Ștefan cel Mare, la marii domnitori, la marii făuritori de țară, ni se pare că istoria s-a consumat pe vremea lor.